crashing down in it. Salut și bine ai venit sau revenit pe acest canal. Pentru cei care sunteți noi aici, numele meu este Alina, iar astăzi dăm drumul la un daily vlog, după cum vedeți și din titlu. Probabil că v-ați dat seama sau vă întrebați ce anume se întâmplă afară din imaginile pe care le-ați văzut anterior. S-a ars un bec la mașină, nimic foarte complicat, și atunci Florin a decis să-l schimbe el, pentru că știe și nu are rost să mergem cu ea undeva când este ceva atât de simplu. Și atâta timp cât Florin meșterește ceva, bineînțeles că și micul nostru meșter trebuie să fie acolo, să ajute și să se implice și să vină mai apoi să-mi spună că mami, am schimbat becul la mașină. Da, este frumos că îl ajută și că vrea să se implice și pe mine mă ajută în bucătărie, pe Florin cu orice meșterește. Este frumos. Vă ziceam, sau după cum vedeți din titlu, vrem să mergem să dăm o tură de cumpărături până la Costco. Ne mai trebuie ceva apă. În general mergem la Costco cam o dată pe lună, aproximativ, și mergem în principal pentru a lua apă. Luăm câte 2 sau 3 baxuri, sunt baxuri de 40 de sticle la jumătate de litru și ne ajung aproximativ o lună, plus minus, acum depinde, vara poate, nu știu, poate să ne ajungă mai puțin de atât, dar în medie cam așa, cam asta este doza noastră de apă pe care o cumpărăm lunar. Și, nu știu, vedem ce mai cumpărăm de pe acolo, am așa o oarecare listă, nu mi-am făcut încă un plan. Am zis să profit repede de ocazie, atunci când am văzut că Eric vrea să iasă afară cu Florin, zic gata, asta e momentul meu să iau camera să vorbesc un pic cu voi. Și vroiam să vă arăt, am aici o pufoșenie, o nouă achiziție. Este un iepuraș foarte, foarte pufos. Este de fapt un umbreloc din acela pentru chei. Îmi cer scuze, stați să-mi dau telefonul pe silent. Da, ăsta este planul. Nu știu apoi ce vom face, dacă să vedem cum este și vremea. Dacă mergem într-un parc sau dacă mergem la un loc de joacă interior, vedem ce facem pe mai târziu, ca să zic. Nu știu, vedem. N-am planificat nimic pentru ziua de astăzi. Vedem totul cum se desfășoară și cum decurge. Aș avea ceva treabă și pe acasă, aș vrea să bag o mașină la spălat, aș vrea să bag covoarele de aici de jos din baie, pentru că alea, dacă le bag dimineața, de obicei, mai ales atunci când este frig afară, le întind pe balustradă la etaj și până seara sunt uscate. Și atunci mă gândeam că ar fi bine să le bag astăzi, iar apoi mâine să curăț baia tot, să spăl pe jos și așa mai departe și să le și pun înapoi. Îmi plac mult astea care le avem acum, astea albastre, pentru că sunt destul de lungi, ca să zic așa, și acoperă toată baia. Și fiind sezonul ăsta rece afară, e bine cu parchet, nu zic că nu e bine cu parchet, se curăță foarte ușor, dai imediat un aspirator și un mop, dar și un covor sau o mochetă este destul de cozy, îți dă o atmosferă așa mai caldă. Dar da, haideți că am dat-o dintr-una între alta. În altă ordine de idei, am primit un colet, mi-am comandat ceva ce îmi doream de foarte mult timp să încerc, pentru că încercăm să schimbăm, să facem ceva schimbări în alimentație, dar nu intrăm prea mult în aceste detalii momentan, pentru că suntem în faza de început și nu vreau să ofer informații eronate sau să mă dau tot șiutoare atâta timp cât sunt momentan la început. Și vă spuneam că am comandat ceva
Mi-a venit ieri acest colet și vreau să-l desfacem împreună, să vă arăt și vouă exact ce... Am desfăcut cutia pentru că eram curioasă să văd cum arată înăuntru, dar n-am scos nimic de acolo, așa că vom vedea împreună. Și, nu știu, poate mâine dimineață să și testăm acest ceva împreună. Haideți că misterul este prea mare, ca să zic. De fapt, nu este prea mare misterul, dar, nu știu, fac eu lucrurile să pară așa, wow. Vă las cu acel colet, iar apoi noi mergem la Costco și... Vă ziceam puțin mai devreme de un colet care doar ce mi-a ajuns și doar l-am desigilat. Și am zis să-l desfacem împreună. Cam așa arată. Dacă reușesc să-l las deschis. Haideți că am reușit. Avem aici o mică cărticică de prezentare. Iar apoi aici avem minunea. Care vine. Stați un pic să scot asta de aici. Este vorba despre un supliment alimentar pe care îmi propun să-l iau în fiecare dimineață. Am 30 de porții aici, 30 de serviri. Am primit și o cutie în care să îl depozitez. Iar apoi aici am primit 5 pliculețe care sunt perfecte de atunci când călătorești să le iei cu tine. Sunt 5 pliculețe sigilate și mai avem aici și vitamina D3 și K2, un supliment alimentar cadou care l-am primit și bineînțeles avem aici o sticlă de la ei în care să-ți prepari acest supliment și bineînțeles o lingură dintr-un metal destul de calitativ, aș putea spune. Da, nu știu, mă uimește pachetul acesta, este foarte frumos ambalat, se vede că au acordat foarte multă atenție detaliilor și cutia este foarte frumoasă și bineînțeles că și aceste două cadouri nu sunt de lepădat, pentru că sunt în plus, nu? Până la urma urmei. Yeah. Lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Gata, am așezat cumpărăturile aici pe plat și am zis să vă arăt ce am luat. Lipsește de aici apa. Am luat 3 baxuri de apă, le-am pus deja la loc. Aia întotdeauna, aproape întotdeauna cumpărăm. Nu știu dacă a fost vreo ocazie în care să mergem și să nu cumpărăm apă. Sunt amestecate, e doar așa un pic de top-up la ce aveam. Doar câteva adăugiri, nu sunt foarte multe chestii. Haideți să începem de la stânga la dreapta. Avem aici o pungă de 2,5 kg de cartofi din aceștia pai, prăjiți, de prăjit. Este o pungă mare, dar sunt foarte buni. Eu îi separ în punguțe mai mici, 4-5 și pun la congelator și folosim câte o punguță sau câte jumătate de punguță, depinde cum avem nevoie. Nouă ne plac, așa că am zis să îi recumpărăm și ne vor ține ceva timp. Apoi aici sus avem o cutie de capsule din acestea, de pastile pentru mașina de spălat vase și de desubt o cutie mare, sunt două cutii de plastic înăuntru de capsule pentru mașina de spălat, rufe. Deci avem rufe și vase. Apoi aici avem o cutie de kiwi din acela clasic verde și mai am aici una de kiwi galben. N-am mâncat niciodată și tocmai de aceea am luat una și una, că am zis să le încerc. Iar apoi aici avem două seturi din acestea, două cutii a câte 4 porții de salate din acestea cu ton. Ambele sunt de la Rio Mare. Una este cu
amestec mexican, fasole, roșie, porumb. Este un pic picantă, iar cealaltă am descoperit-o oarecum mai recent, adică mai recent am testat-o eu, este cu mazăre, porumb, dar și aceea este destul de bună. Și atunci am zis să le avem în casă, atunci când nu știm ce să luăm la pachet, sunt perfecte pentru un prânz rapid, de ce nu, dar noi de cele mai multe ori le folosim pentru pachetul de servici, atunci când, nu știu, suntem pe fugă și efectiv nu am avut timp să pregătim ceva, sau nu avem chef de ceva anume și atunci luăm câte o conservă și cam ăla este pachetul. Am cumpărat o cutie de unt din acesta tartinabil, 750 de grame. Am zis că este mai practic așa, pentru că așa putem să îi facem și lui Eric atunci când vrea o pâinică cu unt, dar putem să punem și în piure sau alte preparate. Am cumpărat acolo baterii pentru că ne trebuie, folosim foarte multe baterii pentru că Eric are mașinuțe cu telecomandă și așa mai departe și am luat un set din acela de 48 de baterii. Am avut și ceva cupoane și au avut, nu știu, 3 lire reducere alea parcă. Apoi am luat un set din acesta de 12 conserve de ton de 200 de grame. Sunt în suc propriu, în apă, ca să zic așa. Nu sunt în ulei. Și le folosim în diverse forme. Chifteluțe de ton, vă las în descriere un link către filmulețul, dacă nu știți despre ce vorbesc, în care am făcut acele chifteluțe de ton, sau în salate, în diverse preparate. Apoi aici avem o cutie mare de 8 sticle, 8 cutii de lapte de soia și ceva desert, nu știu, nu l-am încercat până la acum, am zis să vedem cum este și acesta. Cam așa arată. Cred că sunt ceva cereale învelite în ciocolată, un fel de amestec. Nu știu. Vedem. Când le testez o să vă zic despre ce este vorba. Iar apoi aici avem un pachet mare de ceafă de porc. Eu în general pe acestea le tai pe jumate pentru că sunt destul de groase. Și aici având 5 bucăți îmi vor ieși 10 fripturi. Bineînțeles că vor merge la congelator și le vom folosi atunci când avem nevoie. Probabil că voi păstra una sau două să facem azi. Apoi a văzut Florin acest pachet de kebab și a zis că, de ce nu, sunt perfecte pentru pachet și chiar și pentru un prânz rapid. Și am zis să le încercăm să vedem cum sunt. N-am mai cumpărat ăsta până acum. Sunt niște cartofi gratinați. Sunt 4 castronele din acestea, 4 vase. Cred că sunt niște vase din acelea de sticlă, adică mă gândesc că le poți păstra. Vedem cum sunt. Nu le-am mai testat, așa că dacă știți ceva, spuneți-ne și nouă cum sunt până apucăm să le testăm. Și bineînțeles că am luat și un pachet de căpșuni, trebuia să luăm și ceva fructe, pentru că altfel nu se poate. Și ultima dată când am luat căpșuni de la Costco, Doamne, ce bune au fost! Mi-au plăcut foarte mult, foarte gustoase, așa că o să mă apuc să le spăl, să le curăț un pic, să le rup codițele, le pun într-o cutie și poate chiar și gust câteva. După cum vă ziceam, nu sunt foarte multe cumpărături, cam asta este, după cum vedeți aici pe blat, marele haul Costco. Sunt lucruri de care noi avem nevoie, care ne plac și pe care le folosim și printre altele, cum ar fi astea două, mai și testăm lucruri noi. Dar da, cam astea sunt cumpărăturile, mă apuc să le pun la loc și ne auzim după aceea. O eternitate mai târziu am reușit să deschid și eu camera și să stau un pic de vorbă cu voi, pentru că așa, după cum ați văzut, am filmat acele cumpărături, le-am și pus la loc între timp. Trebuie să fac un pic de ordine acolo în spate, pentru că asta este, s-a făcut un pic dezordine. Dar Eric și Florin momentan sunt în curte, sunt în spate, trebăluiesc ei ceva pe acolo, fac un pic de ordine, mai strâng frunzele uscate, mă rog, este plăcerea lui Eric să-l ajute pe Florin să strângă frunzele uscate și nu numai, când este vorba de făcut tidy up, cum zice el, afară în spate, este primul care iese, că na, ca orice copil vrea afară și vrea să iasă cât mai mult și cât mai des. Și dacă tot băieții sunt afară, atunci când am pus cumpărăturile la loc și am pus o parte din ele și în cămară, nu numai la frigider sau prin dulapuri, atunci am descoperit că am o pungă de lapte praf. Așa că ce m-am gândit eu? Haideți să fac o ciocolată de casă.
N-am mai făcut o ciocolată de casă de foarte mult timp, foarte mult timp. Și atunci am zis că, bă, hai să încerc, de ce nu? Hai să vedem, pentru că din ce am văzut, m-am uitat așa un pic pe net până să vorbesc cu voi, m-am uitat la niște rețete și teoretic n-ar dura mult, nu știu, 20 de minute maxim, cred. Și atunci am zis, da, mă, hai să încerc. Dar v-am mai lăsat câteva cadre și nu cred că ați înțeles ce e cu ele. Pentru că v-am zis că plecăm în Costco și astăzi au la noi la library în oraș, au un Lego Club. Și am fost întâi până acolo pentru că am zis de ce nu, mergem și până la library, mai schimbăm un pic decorul, mai schimbăm un pic locul în care îl ducem pe Eric, încercăm ceva nou și vedem ce anume îi place. A fost un pic interesat de piesele de Lego, dar apoi am urcat la etaj și după cum ați văzut, am răsfoit cărți, a și așezat cărți, a și citit un pic, a fost frumos. Apoi am fost la Costco, am venit, am pus cumpărăturile, le-am filmat, asta așa că am rezumat a ceea ce s-a întâmplat până acum și vreau să mă apuc să fac acea ciocolată de casă, pentru că va dura ceva după aceea să se răcească, nu știu exact cât, pentru că n-am mai făcut de mult timp și atunci nu am atât de multă experiență. Dar oricum o să vă iau cu mine și o să vedeți rețeta, o să vedeți exact cât de greu sau cât de ușor mi se pare, cât de dificilă este rețeta și bineînțeles că vom vorbi și de rezultatul final. Iar apoi, nu știu, cam ăsta ar fi planul pe astăzi. Dacă cumva se mai ivește ceva apoi, vă țin la curent. Nu știu, legat de cumpărăturile din Costco, ați văzut că avem niște chestii pe care le cumpărăm constant, că nu pot spune neapărat lunar. Nici apa, este adevărat, da, pentru apă mergem cam o dată la lună sau depinde. Aproximativ o dată pe lună mergem pentru apă, dar nu neapărat și pentru alte cumpărături. Pentru alte cumpărături în afară de apă, nu pot să spun că mergem neapărat lunar. După cum ați văzut în imaginile anterioare, am luat și o cutie de capsule pentru mașina de spălat vase și pentru mașina de spălat rufe. Pentru mașina de spălat vase sunt 108, dacă nu mă înșel, capsule, ceea ce înseamnă că, vă dați seama, ne vor ajunge, nu știu, 2 luni sau mai bine 3. Am cumpărat, nici nu mai țin minte acum cât timp, un balsam de rufe de la ei, din acela mare de 5 litri, încă mai am cam așa în sticlă, deci de-aia vă spun că nu sunt cumpărături pe care le fac neapărat lunar. Capsulele pentru mașina de spălat vase, iar ne țin o eternitate, nu știu, cred că o dată la jumătate de an. Am cumpărat de la ei și saci de gunoi, care iar i-am cumpărat de câteva luni bune și încă mai avem. Adică sunt și cumpărături pe care le facem mai rar. E adevărat că, în general, Costco este un fel de angro, cumperi în bulk, cum zic ei, în bulk buy, și atunci ieși un pic mai scump decât la magazinele de cartier, magazinele obișnuite, cum ar fi Tesco, Asda, Morrisons, Lidl, Aldi și așa mai departe, pentru că acolo te duci și dacă îți trebuie, nu știu, 3 cartofi, ți-ai luat 3 cartofi, pe când aici au saci de, nu știu, 7 kg jumate, dacă nu mă înșel. Și atunci, cantitatea fiind mai mare, este logică adunate, per total, prețul este mult mai mare. Dar, pe de altă parte, dacă stai să te gândești, te duci acolo și îți cumperi odată pastile pentru mașina de vase, pastile pentru mașina de rufe, capsule din acelea, balsam de rufe, hârtie igienică, șervete prosop. Te duci și ți le-ai luat, dacă vrei, numai chestiile de curățenie și după aia, nu știu, 3-4 luni, depinde cât de spălați, jumătate de an, nu știu, dacă ești, dacă sunteți doar un cuplu sau dacă pentru oamenii mai în vârstă sau ceva. Nu știu, dacă nu sunteți, dacă nu, cu cât este mai mare familia și cu cât trebuie să spălați mai, și cu cât există copii în familie, cu atâta se spală mai des și mult mai mult. Dar, da, nu știu, mașina de spălat vase, iar, oricât ar fi de numeroasă familia, mă gândesc că mai multă mașină de vase nu bagi pe zi. Și dacă sunt, cred că 150, ceva de genul de capsule, vă dați seama cât va ajunge. Dar da, haideți să nu mai, că nu am niciun comision, nu am niciun parteneriat, nimic cu Costco. Este pur și simplu un magazin care mie îmi place, ca și TK, așa că
De-aia laud. Dar da, mă apuc să fac ciocolata de casă, să nu vină băieții. Cel puțin Eric, pentru că atunci lucrurile vor decurge un pic mai greu. El va vrea să ajute și așa că mă apuc de treabă și ne auzim mai târziu. Haideți să vă și arăt de ce ingrediente mă folosesc. O să vă las oricum, după cum v-am zis, rețeta linkuită în cutiuța cu descrieri. Avem nevoie de 500 de grame de lapte praf. Eu l-am pe acesta, avem acolo și Tony Box-ul cu Tony's, pentru că așa trebuie, și mixerul lui Eric. O să avem nevoie de 75 de grame de cacao, o să o adaug aici, un pachet de unt, iar aici pe aragaz am pus deja la fiert 200 de ml de apă cu puțină esență de vanilie. Este aceasta de la Costco pe care o am eu. 200 de apă cu 200 și vreo 10-220 de zahăr. Rețeta originală cere 300 de grame de zahăr, dar mie mi s-a părut un pic cam mult 300. Știu că este o ciocolată, dar vreau să o putem și mânca fără să dăm diabet. Eu personal, în general, când fac o rețetă de o prăjitură sau ceva, mai tai din cantitatea de zahăr. Acum rămâne la latitudinea voastră să faceți așa cum vreți. O să îmi pun și cacaoa peste laptele praf, le amestec, cât timp se topește acolo zahărul, cât timp se face siropul, apoi adăugăm și untul. Între timp vreau să-mi pregătesc un vas din acela de iena cu folie alimentară peste. Vedem. Haideți că las telefonul, oricum am camera acolo. Ne auzim imediat. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Set my world on fire. I don't know what I'd do without you. Gata, cam așa arată rezultatul final. Nici nu știu cât a durat toată rețeta asta, cred că 10 minute. Mai mult mi-a luat să cântăresc toate ingredientele. Am acoperit-o cu folie, este caldă. O să o las aici pe blat să se răcească. Iar apoi, după ce se răcește, nu știu, probabil jumătate de oră, nu frige, dar este caldă, o să o dau la frigider pentru 2-3 ore și o tăiem după aceea, vedem ce anume ne-a ieșit. Gata, am terminat ciocolata de casă. Nu știu, aproximativ 10-15 minute. Cred că cel mai mult din toată rețeta, după cum v-am zis și în imaginile anterioare, cred că cel mai mult mi-a luat să cântăresc și să îmi pregătesc ingredientele decât să amestec totul. A durat un pic într-adevăr siropul ca să topesc zahărul, dar apoi să încorporez untul s-a topit imediat pentru că era destul de fierbinte acel lichid. Iar apoi să amestec totul, m-am folosit de mixer și gata, totul a fost gata în câteva minute. Durează mai mult, acum așteptăm să răcească și o voi da la frigider, nu știu, ori pentru câteva ore, ori peste noapte, nu știu, vedem. Cam acesta a fost filmulețul de astăzi. O să vă las link în descriere, în cutiuța cu descrieri, cu acele chifteluțe de ton despre care v-am menționat atunci când v-am făcut haul-ul. Acele conserve de ton pot fi folosite în nenumărate feluri, de la cele mai simple până la cele mai complicate. Probabil, de ce nu, ar fi o idee să vă arăt câteva rețete ce pot fi folosite cu în care poți folosi o conservă de ton. Am câteva idei, am rețete pe care le-am folosit, preparate în care am inclus acest aliment. Dar da, cam acesta a fost filmulețul de astăzi. Eu vă mulțumesc tare, tare mult că ați rămas alături de mine. Sper că ați făcut-o și sper că ați rămas până la final. Dacă nu ați făcut-o deja, nu uitați să îmi dați un like. Nu uitați să vă abonați. Statisticile mi-arată că mult mai multe persoane sunt neabonate decât cele abonate din cei ce îmi urmăresc clipurile.
și atunci sunt un pic dezamăgită și mi-aș dori ca toți cei care se uită la și îmi vizionează clipurile, aș vrea să interacționăm mai mult, să-mi lăsați comentarii cu ce anume ați vrea să vedeți sau ce, nu știu, despre ce anume vreți să vorbim. Și da, mi-ar place să vă abonați pentru că ar fi o motivație pentru mine în plus să fac cât mai multe clipuri. Dar da, cam astea fiind spuse, vă mulțumesc încă o dată, iar până data viitoare, când ne revedem cu un nou filmuleț, pupici, pa, pa! Cam așa arată ciocolata de casă. După cum vedeți, am tăiat-o în pătrățele. Se ține foarte bine, să știți. Am și gustat din ea. Este foarte, foarte gustoasă, așa că dacă vreți, nu ezitați să testați această rețetă, pentru că este foarte bună și foarte simplu de făcut.